Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom face un nou vlog. A trecut Crăciunul, cântă un cocoș care vrea să-mi strice videoul. Vreau să vă urez sărbători fericite, sper că ați avut un Crăciun fericit și sper să aveți un început de an nou cât mai fericit și cât mai productiv. Mi-am luat o mică pauză de la YouTube pentru că se adunase câteva, trebuia să am grijă de YouTube, de sală, de mai multe și anul acesta nu prea am avut, să spun, zile libere 100%. Așa că mi-am luat și eu 3-4 zile în care nu am făcut absolut nimic. Mi-am tras un serial de pe AXN, adică am văzut un episod pe AXN, mi-a plăcut, mi l-am descărcat și 3-4 zile nu am făcut nimic decât am stat în pat și m-am uitat la un serial. Asta este. Între timp am și testat aceste boxe pentru sală. Am luat câteva seturi, de fapt am luat 8 boxe din acestea pentru sală. Sunt de 600 de W fiecare și am testat să vedem cum se aude dacă fac față și cred că vor fi mai mult decât suficient. Plus că tot timpul mi-am dorit ca în sală să fie puțin bas, nu foarte mult încât să te deranjeze, dar puțin bas, să nu fie boxe din acelea de tavan care se aud superficial. Am făcut și o pauză de la sală pentru că am vrut ca articulațiile să se mai odihnească și așa mai departe, sistemul nervos. Astăzi vom face un antrenament full body sau jumătate și mâine voi face cealaltă jumătate, voi vedea exact. Apoi vom merge la sală să montăm mobilierul de baie, este comandat de pe internet și a venit dezmembrat, trebuie să-l montăm, apoi instalatorul îl va poziționa pe perete. Până la urmă m-am gândit să merg pe varianta push-pull-legs și acesta ar fi un exemplu de antrenament push. Practic am făcut piept, mai mult împins, am făcut două exerciții de împins și un superset, iar la final am făcut niște frotări și cu umeri. Am făcut două exerciții pentru umeri. Este un antrenament cu un volum mic față de ce făceam de obicei, dar se potrivește în context pentru că nu am mai făcut sală, cred că de vreo 10 zile. Între timp m-am și îngrășat, cred că câteva kilograme, nu am avut încă curajul să mă cântăresc. Trebuie să rezolv această problemă, practic va trebui să fac o mini perioadă de slăbire pentru că vor fi, cred că undeva 5-6 kilograme, va dura în jur de o lună. A fost bine pentru că mi-am păstrat din forță, ultimul set de împins din înclinat a fost cu 100 de kilograme și am făcut 5 repetări. În ultima vreme începuse să-mi obosească articulațiile și simțeam dureri la exerciții cu greutăți mari, începuse să mă jeneze și am zis că să iau o pauză să mă odihnesc și chiar a prins bine. Repetările au fost între 12 și 15 în afară de primul exercițiu unde am făcut piramidă inversă. Am început cu bara goală, apoi am pus 10, apoi am pus 20 și am tot crescut greutatea până am ajuns la 100 de kilograme total. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. A doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word,
I know what's up. You can have it all. Watch me rip it up. I'll admit it. You got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one. I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging. You going come harder. I can see you and I way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Forward cam o oră, sertarul de sus, el este, mobilierul este alb, dar are folia asta albastră pe deasupra. Sertarul de jos. Acesta va fi, mobilierul este alb lucios pentru fete. Și acum încercăm, vom demonta și o chiuvetă să vedem cum arată pe deasupra. Două ore jumătate a durat. Nu știu dacă vă amintiți cum era această zonă ultima dată când am fost aici. Am reușit să punem piatra asta pe bar. Aici au ajuns blaturile, dar încă nu le-am montat pentru că încă este praf, încă se lucrează și încercăm cât de cât să le protejăm. Am rezolvat cu instalatorul, după cum știți că vă spuneam că am avut niște probleme. Am reușit să instalăm și aceste, nu știu, electrovector, ceva convector, practic are apă fierbinte, se bagă în priză și dă căldură. Mai mult de atât, aici unde este scara, după cum vedeți, am dat cu un fel de var decorativ. Nu prea se vede la cameră, dar acest var are perle în interior și strălucește, așa ca și cum ar avea un pic de sclipici. Acolo sunt vestiarele de la băieți, practic, încă nu le-am băgat în vestiar.
Ia stați așa. Aici vor trebui să punem astea. Aici, pe acest perete, va veni mobilierul de baie. Vedeți, în stânga și în dreapta este intrarea la dușuri. După cum v-am zis, vom face dușurile fără ușă. Și vei intra, practic, aici, pe acest perete. Va fi un feon, va fi o oglindă, vei avea o poliță unde să spui diverse chestii. Și aici, în spate, va veni panoul de duș. Dușurile vor fi cu panou, pentru că ni s-au părut mai elegante așa. Acestea sunt. Și vestiarele vor fi practic trei vestiare, unul peste celălalt, și apoi în față fiecare vestiar va avea și o băncuță. La fel aici, pe acest perete, la fel acel var decorativ. Mă bucur, în schimb, că este foarte cald. Îmi făceam griji pentru că clădirea este foarte înaltă și mă gândeam că ori va trebui să mergem cu centrala la maxim tot timpul, ori nu va fi suficient de cald și va mai trebui să mai montăm calorifere sau chestii de genul. Dar, din potrivă, mai avem de montat 3 calorifere pentru a se distribui mai bine căldura și cu toate acestea este foarte cald. Ieri când am montat mobil, ați văzut că am stat în maieu pentru că era prea cald și chiar am dat centrala la minim. Mi-a plăcut, în schimb, ideea de la vestiarul de fete. Vedeți, vor fi două vestiare pentru că este mai mult loc și de obicei fetele sunt mai puține. Două vestiare, unul peste celălalt, și băncuța, banca pe care stai, este inclusă, incorporată în vestiar. Și, practic, vei avea loc să stai aici, să te schimbi, și fiecare va avea locul lui. Pentru că atunci când ai o bancă pe mijloc, mai mult de 3-4 persoane nu se pot schimba pe o bancă odată și îți ocupă foarte mult loc. Biroul meu în continuare a rămas un dezastru. Am luat și câteva picturi. Am fost la o licitație caritabilă de picturi și banii se vor duce către o școală de surdomuți de la noi din oraș. Și aceste picturi sunt făcute de niște elevi de la școala de arte din Bacău, dacă nu mă înșel.